ți-ai cam plictisit de telefon? Ba, da. Lecțiile sunt online, temele le amânăm. Ce ne facem? Ne culcăm? Nu! Dar ce să facem, Teo? Nu știu. Mami! Super Mami a venit! Bineînțeles că am o soluție pentru voi, ca de fiecare dată! Priviți ce am organizat în curte! Acesta este un traseu aplicativ pe care voi îl veți parcurge în diferit timp, în diferite ipostaze. Veți vedea la momentul potrivit. Iar dacă și voi vreți să vedeți ce le-am pregătit fetelor, dați repede like acestui clip. Și abonare! Haideți să strângem la acest video 10.000 de like-uri! Gata, mami! Ne-ai convins! Să începem! Și gata! Hei, dar nu așa! Ce faceți acolo? În mod organizat! Atenție! Vreți să fiu și eu comandant? Te rog! Dacă vreți ca acest traseu să fie distractiv, amuzant, relaxant, funny, haideți să fim un pic organizați! Yay! Prima probă! Proba în picioare! A little later! Ce faci, Teo? Vezi parcurge, mers nord, mers lateral pe această bârnă, bine demonstrează! Ați văzut? Așa trebuie să începeți, executați mers lateral pe bârnă! Dar până acum Briana nu putea să se urce! Bravo, Bri! E super! Numai că direcția va fi de aici, în partea aceasta. Face și Briana! Apoi veți face o rostogolire pe tălpi, peste această, pe sub această bară. Așa. Bravo! Apoi veți merge până la acest tobogan pe care îl veți folosi. Demonstrează-ne, Bri! Bravo, Bri! Apoi, Mara, veți alerga până la căsuță, veți urca, veți aduna și aranja florile. După care te vei da pe tobogan. Hai, Mara! Super! De aici veți plimba căruțul până la staune, te o demonstrează. Acum, Mara, arată-ne cum vei trece de pe un scaun pe altul și apoi jos. Ta-da! Și ați ajuns din nou la start și acesta este traseul. Vă vom cronometra să vedem în cât timp veți executa fiecare dintre voi. Bine! Prima va fi Teo! Atenție, tati, pregătește-te, treci cu fața pe locuri! Fiți gata! Pornim și mers lateral, Teo! Hai, Teo, hai, Teo, că poți! Bravo! Aleargă și vine-te de bară, pe rostogolirea! Bravo, Teo! Repede, către tobogan! Super! Fugi căsuță! Urcă scara! Adună și aranjează florile! Hai, Teo, că poți! Hai, Teo! Bravo, Teo! Hai, Teo! Bravo, Teo! Hai, Teo! Hai, Teo! Hai, 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 hai! Acum plimbă căruțul până la scaune! Super! Lasă căruțul! Urcă-te! Apoi coboară! Și... ce stop! 41 de secunde! Bravo, Teo! Bate! Mai puțin de un minut pentru tot traseul! Da? Rândul... mare! Atenție, dăm resetare, te dai jos, Teo a pornit de jos! Pe locuri, fiți gata! De jos am zis! Păi de jos! Pornire! Hai, Mara! Hai, Mara! Mara. Super. Hai, Mara! Hai, hai, hai! La mine! Hai, la mine! Și pe toboganul mic, în căsuță, acum te rog să împrăștii florile dura asta! Împrăștie-le frumos, frumos, nu așa, pune-le în colturi unde erau! Așa, așa, bravo, Mara, dă-te, dă-te pe tobogan! Și te urcă pe Mara! Atenție! Aici să fim căruțul! Vom relua acest traseu! Nu se pune Mara!
Acum rândul marei, traseul este organizat la loc. O să vedeți în bloopers ce s-a întâmplat. Pe locuri, fiți gata, pornește, lateral. Înapoi, penalizat, înapoi, înapoi. Nu, de la capăt, încă o dată, înapoi, 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 înapoi. Și iarăși. Hai. Aleargă, mă roata pe tăl, bravo, hai. Hai, Mara, hai. Hai, aranjează florile. Aranjează florile. Și repede, alunecă. Hai, plimbă căruțul. Mergi către scaune. Și stop. 41 de secunde. La fel ca... Teo! Egalitate! De. Ai greșit, ai fost penalizată. Oricum, pentru că ești mai mare, ar fi trebuit să-ți pun o penalizare din start de 10 secunde. Acum vrea și Bri! Și Bri a strigat, filmează-mă! Bri vrea și ea, uite, aranjează florile! Bravo, Bri! Ești o deșteaptă, Bri! Hai, Bri, hai, hai! Hai, Briana! Hai, Briana! Bravo, Bri! Bravo, Bri! Hai, Briana, acum pe tobogan! Hai, Briana, hai. Briana a făcut tot traseul singur. Hai, Briana, aici, căruciorul, hai, împinge-l. Hai, împinge căruțul până la scaune. Hai. Bravo, hai. Bri. Bravo, Bri. Super. Și acum pe scaunele. Hai, urcă-te. O ajută mami. Hai, Bri, hai. Hai că ea poate să se urce, aici o ajut. Hai, Briana. Ce faci, mama? Așa, uite cum vrei, hop! Hop, bravo! Și acum, și acum te duci la capăt, hai, dă-te jos! Ce amuzantă e! Vrea și el la paralel! Hai, Briana! Hai, Briana! Super! Bravo, Bri! Jos! Hai, Briana, hai! Super, hai, Briana, Bri! Hai! Bravo, Bri! Ia, priviți-o! Este foarte competitivă Briana noastră! Înapoi la ea! Hai, Briana, hai! Și acum le pune înapoi! Ia, vezi că dacă florile sunt sus, ea trebuie să le pună jos, dacă sunt jos, să le urce la loc. E foarte deșteaptă și sunt mândră de ea. Bravo, ție! Bravo, Bri! Și hai, acum... Briana! Pe tobogan. Hai. Bravo. Du-te la burnă. Bravo. Bravo, hai, Briana. Hai. Hopa. Încă un pic. Hai. Ea nu înțelege când se termină traseul. Declarăm câștigătorul și încheiem vlogul? Voi că nu ați făcut! Mai repede! Ce? Și noi? Da! Joacă-i pentru toată familia! Așa e, și voi trebuie să faceți pe paralel! Hai să vedem! Mara aranjează florile, dăm căruțul. Acum voi sunteți organizatorii. Cine mă cronometrează? Eu! Traseul e pregătit? Mie cam frică! N-am mai făcut de mult sport. Pe locuri, fiți gata, start! Hai, mami, hai să te vedem. Hai, mami, ia să vedem aici. Cum ai zis că vrei să faci? Uite așa. Wow. Și aici? Uite așa, ca să nu... Să nu-l rupem. Hai, mami, hai să vedem. Hai să vedem cine câștigă. Ești mai bună ca fetele? Nu se pune, nu e aici, deci pa, nu e vina mea. Hai, mami, hai! Hai, mami, hai! Și stop! 45! Eram aici și scria 41. Păi da, până a apăsat stop a durat. Nu se pune. 45. Trebuia să cronometreze cineva mai mare. Nu, 45. Bine, 45, dacă ziceți voi. Acum, tati!
să mergem să aranjăm florile, să ducem căruțul la locul lui și eu voi cronometra de data asta. Hai, tati, să te vedem la paralel. Hai, să te vedem, tati! Pas lateral! Bravo, tati, ești bun! Nu cred! Sus, sus, hai, hai, hai! Penalizare, 5 secunde! Aici peste, tati! Hai, tati, că poți! Iuhu! Gata! Să vedem ce face tati la tobogan! Nu te dai pe el! Peste! Plimbă căruțul, tati! Hai, tati, hai, hai, hai! Și, 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 și! Cu 5, 47, 48, 49, 50, 51, 52 de secunde. Hai să lăsăm așa, e bine așa. Bravo, tati, felicitări. Sperăm că v-a plăcut challenge-ul nostru de astăzi. Atenție, părinți, trebuie întotdeauna să vă jucați cu copiii voștri pentru ca ei să se simtă împliniți. Copiii se bucură foarte mult când voi vă jucați cu ei și nu-i lăsați singuri să se joace. E normal să aveți și momentele voastre personale, dar e foarte bine să împărțiți timpul și cu cei mici. Ia da? Uitați! Deci tata a găsit total. A pus mâinile așa, lăsa să le pună cu tata. Deci nu se poate face. Deci nu se face așa. Că nici eu nu pot să fac așa. Dar mi-a pus... Ai, mi-a mă bloche. Așa. Oh. Dar cum trebuia să pun mâinile? Cu așa? Fața. Așa. Așa? Da, așa. Și dă-te peste cap. Pui picioarele sus și te dai peste cap. Și dacă se rupe? Nu se rupe! Picioarele printre mâini. Hai, picioarele printre mâini. Așa, hai, hai, hai și dă-te peste cap. Hai, tati. Hai, nu așa, dă-te peste cap, sări. Așa. Ce bucuros e, ca un copil că i-a reușit. Nu pot să cred. Mara, un profesor foarte bun de gimnastică. Atunci când era în formă, voia să se facă antrenoare de gimnastică. Nu știu dacă are aceleași gânduri și acum, dar ea perseverează. Mulțumim, Mara, ești tare. Bravo! Și... Wow, mami, dar ce tare ești! 10.000 de like-uri ca să mai facem un episod. Salutare tuturor și bine ați venit la un nou vlog marca Mara Ștefania! Știu sigur, sigur, sigur că v-a plăcut foarte mult provocarea noastră cu traseul aplicativ. De aceea ne-am gândit să complicăm lucrurile, că așa ne șade nouă bine. Și priviți ce am creat aici, în spatele meu. Avem un nou traseu! Saltea, săritură, scaunele. Dar mai bine, haideți să facem niște demonstrații și să vedeți ce se poate face aici pe acest traseu aplicativ. Salutare la toți! De data aceasta, traseul va începe cu mâna aici, pe cort. Nimeni nu trebuie să trișeze, așa că Mara, mâna pe cort. Ok, pornim, urcăm scara căsuței. Deci începem de aici. De aici, în alergare, pentru că trebuie să scoți cel mai scurt timp. Urci scara, nu, nu, apoi, că n-ai așteptat să zic ce urmează. Deschizi căsuța și ții o jucărie. Jucăria asta trebuie să o aduci până în cort la culcare. După ce faci tot traseul, având grijă de ea. Adică se ține așa? Atenție, închizi ușa. Că-i fain, că-i scuși. Te dai pe tobogan. Te dai pe următorul tobogan. Dar ce fac că-i urmă? Dai toboganul mic. Apoi treci prin căsuța aceasta creată de scaune, fără să dărâm scaunele. Dacă le-ai dărâmat, trebuie să le așezi în aceeași poziție și apoi abia să treci pe dedesubt și să continui traseul. Aici știi ce ai de făcut? Treci peste, ocolești copacul, ocolești copacul. Aici faci o săritură, aici trebuie să sari cu ambele picioare odată peste acest obstacol. Până la saltea. Până unde vrei tu. Aici la saltea trebuie să execuți o schemă de gimnastică, un element, ce vrei tu. Fă un salt, fă un Danilova. Îl las jos. Ideea este că Briana să nu vină să-mi ia? Ideea este alta, ai fi putut să-l las jos mai în față, pentru că traseul e tot înainte. Bine, vreți să vă arăt eu acum ce schemă pot să fac? Cea mai grea din lume? Dacă tu crezi că poți executa schema cu jucăria în mână, poți să-ți ții jucăria. Bine, mami, acum o voi face pe cea mai grea. Asta poate să facă Bri. De la tine am pretenții. Dacă nu-mi place schema, te pun să refaci. Nu cred. Da. Am dreptul ăsta în calitate de jurat. Eu voi fi jurat. O să fac un flip. O
să faci un fric, deși aș fi frut-o la Nilova, ți-am zis. Așa, ok, hai, du-te, ia jucăria. Acum, hai, Mara, fă o schemă, ori de care vrei tu, numai să fie destul de amuzantă și antrenantă. Dar nu, nu! Asta vreau și eu! Să... Acum, sări pe bârnă într-un picior. În care? În care vrei. La capăt trebuia să sari. Ce a fost asta? Te ai venit aici, ai sărit la teran? Hai, Mara, sări pe bârnă într-un picior. Așa, apoi duci jucăria în cort și pui mâna pe vârful cortului. Abia acum ai terminat traseul. Pe tot parcursul traseului noi vom cronometra și vom vedea ce timp scoateți. Prima va fi... Teo! Și o vom cronometra. Briana, vrei și tu să te joci? Da. Super! Hai să fie prima. No. O să ajut eu la tumba acolo. Nu, va fi Teo prima. Hai, Teo. Teo, tu ai înțeles traseul? Da, am înțeles. Dar de unde trebuie să încep? Deci clar, nu ai fost atentă. Traseul îl începem de aici, de la cort, cu mâna pe vârful cortului. Da? Da! Hai, stai! Atenție! Prima Teo. Prima în Teo, 3. Mara la o parte. Teo, pornește! Hai, hai, alege jucăria! Să nu uiți! Repede, 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 repede! Hai, Teo! Hai, hai Teo! Teo. Deușa, hai, Teo, hai! Un unicorn! Super! Bravo, Teo! Pe tobogan! Acum, pe dedesubt! Grijă să nu dărâm scaunele! Bravo, Teo! Apoi, după copac, Teo, ai grijă, trebuie să ocolești copacul. Acum sări în două picioare peste acest lem. Acum fă o tumbă ceva, bravo, roată, bravo. Bravo, Teo, grăbește-te. Bravo, Teo. Super, Teo, bravo, nu uita jucăria. Acum se bârnă într-un picior. Așa, așa, bravo, 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 bravo. Și aruncă jucăria în cort. Stop, stop, mâna pe cort. 51 de secunde! Bravo, Teo! Acum eu! Acum eu! Bebe! Acum Briana! Stai, Briana, stai să-ți dăm start! Da, de aici, Briana! Așa, de la cor, da? Hai, Briana, hai! Atenție! Start! Hai, urcă-te pe cap! Urcă-te în căsuță! Hai, hai, Briana, hai, Briana, hai! Să intri în casă să-ți iei jucărie, da? Hai, Briana, hai, hai, repede! Ia-ți o jucărie din căsuță. Hai repede, ia-ți o jucărie, ia-ți o jucărie. Așa, bravo, Bri! Am înțeles regulile jocului, minunea noastră mică. Hai, Bri, bravo, munca o armă mă pe ea. Acum dă-te pe tobogan. Bravo, Bri, hai de Bri. Bravo, Briana, acum pe toboganul mic. Hai, Briana, hai. Hai, Bri, hai, Bri, hai. Minune, hai. Hai. Bravo! Acum pe dedesubt, Bri! Hai, pe dedesubt! Așa, așa, hai, Bri, hai! Hai! Hai, hai! Bravo, Bri! Acum pe deasupra cu ajutor! Așa, hai, urcă-te! Hop, 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 hop! Hopa! Hop! Hai, acum dă-te jos! Acum ocolește copacul, ocolește, ocolește copacul! Copacul. Ocolește copacul, bravo! Acum sari peste, vino cu acum, vino cu sărim peste lem! Sări, sări, hopa! Hai. Lasă, lasă singură Teo. Hopa. Singură. Hai să. Hai, lasă, lasă. Sa. Bravo. Acum fă o tumbă. Așa, bravo! Briana, fă tumbă, tumbă, hai. Invers, lasă să fac invers. Lasă, gata, lasă să meargă. Dar nu poate singură. Dar lasă. Bravo, Bri! Acum la paralel. Așa, hai. Așa, a fost 1, 2, 3 și... Bravo! Și sări! Puci, ia jucăria și du-te la bârnă! Hai, ia jucăria și acum pe bârnă! Briana, aici, aici, pe bârnă, pe bârnă! Așa, bravo, așa! Mergi, 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 mergi! Mergi, 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 mergi! Ok, mergi. Cu lateralul! Așa, Bri, hai, hai! Hai, hai, Bri, hai, Bri, hai, Bri! Până la capăt, bravo! Bravo. Și acum aruncă în coș! În cort, bravo! Și pui mânuța pe cort! Pune! Pune mânuța aici! Și ai câștigat! Bravo, Bri! Super, bebe, avem! Iar acum o vom cronometra pe Mara, care sperăm să nu trișeze. Știe ea de ce râde.
Iar acum, rândul mare, de la care avem cele mai multe speranțe. În 3, 2, 1, pornește! Pornește! Să vedem ce timp a scoate Mara. Wow, Mara are viteză. Nu! Vei da scaunele jos? Nu l-a dat! Da. După copac, după copac, după copac! Sărim! Wow! Ce-i pățit? Hai Mara, hai, rapid, viteză, 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 viteză! Hai, hai, hai! Hai cu jucăria, hai! Înapoi, înapoi, înapoi! Într-un picior, înapoi, 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 înapoi! Ce faci? De ce tot trișezi? Nu-ți opresc cronometru până nu te întorci înapoi. Stop! Stop! Eu am 49 de secunde! Aveai și mai puține dacă jucai cinstit. La toboganul mic nu te-ai întors deși n-ai urcat scara. La bârnă nu ai început într-un picior de la capătul bârnei. Când te-am întors ai început undeva de la jumate. Și tot așa. Lasă, tu mai fac o dată! Atenție! Pornește! Te urmărim de la distanță. Să nu mai trișezi. O să vezi că dacă nu trișezi, faci mai repede. A few moments later. Bravo Teo, bravo Teo, bravo Teo. Așa da. Ia. Ăsta e stângace. Uite, vezi că ai putut. Nu vine să cred că Mara e stângace. Mami. Acum e rândul tău. Dar n-am vorbit că noi adulții nu ne mai băgăm în asta astăzi? Și eu am spus că nu. Dar e tentant, parcă ai vrea și tu să vezi dacă scoți timpii mai buni. Așa e, și eu vreau să încerc. Hai, start. Start cronometru. Mi l-a băgat bebe mai înăuntru, deci nu poți să faci nimic. Hai, mami, hai. Hai, mami, hai. E, aici să te văd. Timpul trece, timpul trece. Timpul trece. E, să te văd și pe tine aici. E după copac. Sărim. Wow, mami, dar ce tare ești. Hai să te vedem, hai să te vedem. Nu mai pot, că sunt timpul trece. Penalizare, 5 secunde. Hai, merge înainte. Gata, ai făcut schema. Și într-un picior. Ai trișat? Nu, n-a trișat deloc. Stop! 57! Acum e rândul meu? Da, tati! Hai să te vedem! Mult succes, tati! Pe locuri! Fiți gata! Pornește! Să nu-i de jucărie! Ține Mara! Peste! Bravo, tati! E, acum e acum! Hai să te vedem! Eu am reușit! Hai, tati, dacă dărâm, trebuie să le pui la loc. E o construcție fragilă. Bravo, tati, te-ai descurcat. După copac, să ritrăm două picioare. Înapoi! Atenție, Mara, vino, revede cu cronometru. Ce-a fost aia, tati, bârna de la capăt? Și sări, tati, într-un picior. Ești stângaci ca și Mara. Bravo, tati, stop! 44 de secunde. Ești tare, tati, bate! Tati, ce înseamnă săritură cu ambele picioare odată? Te-ai chinuit să treci de acolo și n-ai putut să faci o săritură cu două picioare. Ai trecut peste ca și cum nici n-am fost obstacolul la acolo. E bun. Cum a fost, tati? Amuzant și palpitant. Distracție cu copii. Nu, super. Nu a fost obositor. Nu a fost obositor, că e amuzant, avem adrenalină, ne întrecem în fața voastră și ne facem un pic de râs. Dar asta implică joaca cu copii. Și suntem experți la asta și vă sfătuim și pe voi să o faceți, pentru că ei sunt foarte fericiți când noi ne jucăm cu ele. Ziteau, cum e când ne jucăm cu voi? Super! Noi continuăm să ne jucăm, traseul încă rămâne acolo și fetele îl vor parcurge de nenumărate ori, ca așa au făcut și data trecută. Noi ne luăm la revedere, vă mulțumim că ne-ați urmărit și vă rugăm să ne puneți multe, multe like-uri dacă vreți noi episoade de acest gen. V-am pupat, pa, pa! 10.000 de like-uri ca să ne facem un episod.